Oameni care și cunosc nu puțin, care trăiesc întreg anul în ritmul amintirii momentului trăit și doar câteva secunde ați luat aminte în aceste zile lângă moaștere Sfintei și într-o așteptare a momentului că și anul viitor vor fi binecuvântați de aceeași clipă de har și binecuvântare. Sunt mulți care nu părăsesc locul unde viețuiesc decât o singură dată pe an. În căturile din Munții Apuseni, în cele din Marea Mureș sau din alte zone, nu părăsesc satul decât o singură dată. Și aceasta o fac de foarte mulți ani. Pentru a veni aici să se chine la Sfânt. E cântarea aceea adresată tuturor Sfinților pe care seminariștii o știu foarte bine. Cum vă vom numi pe voi Sfinților? Și sunt o sumedenie de răspunsuri pe care cântarea creștinii în general încearcă să-l aducă întrebării cum vă vom numi pe voi Sfinților. Și cred că sunt tot atâtea răspunsuri cum te vom numi pe tine Sfântă, câți pelerini vin an de an la moaștere. Răspunsul pe care și cultura noastră a încercat, printre alte, nădăjduiesc răspunsuri mai adânci și mai înălțătoare, răspunsul lor este concretizat și în aceste două cărțuri. Făcute oarecum pe fugă, îndemnul pentru ediții ulterioare, sper că a fost receptat de colaboratorii mei și de ce nu, domnule profesor, acele imagini cu Patriarhul Teopist însoțind stepele atunci transformate în stepă pline de dor de apă ale Moldovei după un război necruțător, după un regim care deja se instalase cu putere la cârma țării, să fie adusă spre evlavia credincioșilor. Patriarhul Teotist, de acolo unde este, se va bucura nespus și s-a bucurat deja, apându-vă gândul acesta și îndemnul pe care mi l-ați dat. Cred că sunt fotografii într-un număr suficient pentru a marca acel moment. Nădăjduiesc că astfel de lucrări vor continua. Prea fericitul Părinte Patriarh Daniel a încercat aproape în fiecare an, cred, și multe din cărțile publicate înainte, cred că sunt aici, dau la copa aici sau la alte părți, dar sunt subiecte încă neexplorate suficient pentru a fi în cele din urmă aduse la suprafață în anii care vin, dacă Dumnezeu, prin rugăciunile Sfintei, va ține în continuare după sa purtare de grijă lumea pentru ființă. Mulțumesc colaboratorilor mei pentru osteneală de la editură și de la tipografie, celor de la Biblioteca Părintele Dumitru Stăriloae pentru aducerea, cred, a multor cărți aici, spre bucuria celor de astăzi și celor de mâine, ieșeni sau pelerini, și mulțumesc celor care au dat mărturie despre viața Sfintei aici de față, le mulțumesc cu recunoștință, precum mulțumesc și fraților arhierei din Sfântul nostru Sinod, s-au venit în zonele în care Sfânta a viețuit sau se bucură de o adâncă evlavie. În albura Sfințitul Ierotei, venit din Grecia, a fost vorbitoare de limbă greacă și trăitoare în Constantinopol, de Constantinopol, când acea împărăție era împărăție bizantină. Precum și preasfințiții veniți din Serbia, chiar dacă pentru o vreme ostenitor în Statele Unite,
preasfințitul Mitrofan și preasfințitul Naum, venite din Bulgaria, țări în care, și nu numai Serbia și Bulgaria, dar toate țările din Balcan. Spunea cineva zilele trecute că rare sunt casele în Balcan locuite de populații de origine slavă, în care să nu se găsească icoana Sfintei Parascheve. Mulțumim preasfințitilor lor pentru prezență, mulțumim dumneavoastră pentru osteneală gazdelor noastre, obștea mănăstirii Preierat, pentru rolul de gazdă în această prea frumoasă sală, cu chipul voievodului Vasile, al mitropolitului Varlaam și a celor împreună cu dânsii membri ai acelui alaie, iunie, parcă, sau iunie, iunie 1641, da? Dumnezeu să-i odihnească pe ei în pace, Sfânta să se roage pentru ei și pentru noi. Mulțumim frumos! Aceste sunt cultul general, dar sunt de curioasă, în Balcani.